Scene desprinse dintr-un film de groază într-un sat din Buzău. Un act nesăbuit din partea unui grup de copii a dus la o crimă teribilă. E vorba de trei minori care au vrut să-i fure bicicleta unui bătrân în vârstă de 81 de ani. Copiii l-au atacat și l-au lovit în repetate rânduri, apoi au fugit. Doar că rănile pe care i le-au provocat i-au fost fatale bărbatului, care a fost descoperit fără viață pe câmp. Tudorel Butoi, psiholog criminalist în direct cu noi, vă mulțumesc foarte mult, domnule Butoi. Bună, bună. Care sunt circumstanțele care conduc la un astfel de context? Este un rezultat, să știți. Este un rezultat, aș putea să-l numesc, sigur, între paranteze, firesc. Este rezultatul educației totalmente lipsită de pragmatism, totalmente lipsită de eficiență, de care au dovadă sistemele noastre educaționale. Cu alte cuvinte, copiii nu mai au frâne interioare. Frâna interioară ți-o dă rușinea, ți-o dă teama, ți-o dă discernământul. Vorbim de copii. Aceștia n-au nici discernământ la vârsta asta. Vorbim de spiritul de imitație. Spiritul lor este o imitație de turmă, de conjunctură. Iar persoana în vârstă, la 80 și ceva de ani, este o persoană nesigură, nesigură senzoriomotric, nesigură pe mișcare, nesigură pe atenție și care poate fi foarte ușor victimizată. Aici e povestea. Îi auzeam pe unii zilele trecute pe la un post de televiziune să lăudau că legea educației a scos exmatricularea. Nu se mai exmatriculează copiii, gata. De cum să nu-l exmatriculezi, mă? Dacă el sfidează autoritatea profesorului, dacă el este călător pe la școală, plin de absențe, dacă el realizează numai conflicte, numai bullying în clasă, dacă este intoxicat cu cultura din spatele blocului, vedeți, cu traficurile, cu drogurile și așa mai departe, cum să nu-l exmatriculezi? Îl exmatriculezi pentru ca gestul respectiv să aibă efect preventiv, efect de frână, efect de a inhiba pe alții. Dar și învățământul și foarte multe au încăput pe mâna lunei ca nimeni, oameni fără pregătire profesională, fără maturitate și fără experiență de viață, care au în mâinile lor destinele educaționale. Să țină minte toți care ne ascultă. Admonestarea severă și mica corecție trebuie să existe în formarea deprinderilor și învățăturii încă din clasele mici. Altfel ajungem la rezultatele astea. Da, domnule Butoi, exmatricularea, vorbeați despre exmatriculare, despre nota la purtare, au relevanță doar în măsura în care școala reprezintă în viața copilului o autoritate. Se mai întâmplă asta? Categoric, da, aveți dreptate. Deci trebuie să reclădim aceste instituții, să redăm autoritatea, să dăm prestigiu. Copiii trebuie să intre într-un creuzet formativ, pentru că sunt încă mici. De-aia discernământul vorbește la copil doar de la 15 ani. Dar asta ține. Această strategie trebuie să se întâlnească părinții cu factorul școlar. Nu știți câte probleme s-au pus dacă să purtăm sau nu uniforma școlară. Păi în tot spațiul anglosaxon există unii școlară. Fetițele se îmbracă extrale în forme frumoase, croite, care păstrează eleganța, dar sunt uniforme școlare care le dau o conotație că fac parte dintr-un gimnaziu, dintr-o școală, etc. Dar nu este o dezordine și un haos care prognozează pesimism. Da, se vorbește, domnule profesor, despre cei 7 ani de acasă. Când vorbim despre copii care ajung la un astfel de nivel de infracționalitate, pentru a nu ajunge acolo, desigur, în cazul celor care ne privesc și ar putea fi predispuși unor astfel de situații, de la ce vârstă începe educarea copiilor, respectul pentru cei în vârstă? De la foarte, foarte vârstă fragedă. Cu cât este vârsta mai fragedă, cu atât e mai bine. Nu poți să dai soluție. Dar la 2 ani jumate, 3 ani, când trebuie să îți impui interdicția unui minor care nu știe ce se întâmplă și care sunt consecințele
comportamentelor lui este binevenită. Admonestarea severă și mica corecție. Păi acum ne luptăm cu un trend pe care l-au băgat pe gât acum 15-20 de ani suedezii, norvegieni, danezi, ăștia, cu politica lor laissez-faire, să-l lași pe copil să facă ce dorește el, să nu cumva să-l traumatizezi pe copil. Păi am acum articole suedeze pe care le citesc eu, în care o distinsă personalitate spune, regretând, că acest trend laissez-faire îi face pe ei, pe nordici, în educația lor, să culeagă primele generații de psihopați, indivizi care n-au niciun fel de opreliște, n-au anii aia de acasă despre care ați vorbit, și 7 ani de acasă, și eu nu mă opresc aici, eu mă orientez critic și pe părinții acestor odrasle. Ați văzut ce părinți avem, părinți drojdieri, părinți care consumă droguri, părinți care n-au servici, părinți care provoacă scandaluri, părinți care joacă la jocurile de noroc. Este dezastru, dezastru. Domnule profesor, nu vorbim doar despre comunitățile rurale, vorbim și despre părinții unor copii care învață la licee de top din capitală, care în momentul în care sunt chemați la școală pentru că ai lor copii se droghează, spun că dau directorii și profesorii în judecată. Se întâmplă perfect și la casă mai mare. Observația dumneavoastră, tenta noastră în discuție nu este deloc discriminatorie. CMN ăla de la țară, CMN ăsta de aici, care mai are și o încărcătură de aroganță, de egoism și așa mai departe, de dispreț, auzi, dă el în judecată profesor. Și dracu să știe ăsta, dumneavoastră, nu știe pe ce lume trăiește. Dă în judecată profesorul. Păi ca să ajungi profesor și învățător, este un titlu de sfiiciune. Un om care a învățat carte, a făcut pedagogie, se apropie cu dragoste de copii și tu îi iei toate instrumentele. Nu mai amonestează, nu mai sancționează lejer, nu mai exmatriculează, nu mai ce vrei să facă, să devină bătaia de joc a acestor minori inconștienți, lipsiți de discernământ și a familiilor unora dintre ei.